apară. O să vă spun un lucru. Nu veți vedea Fondul Monetar Internațional la Chișinău în misiune de evaluare până când nu se alege un nou președinte. Eu știu năravurile Fondului Monetar Internațional. Deci ce a făcut România a făcut peste capul partenerilor ei internaționali. Și a pune niște condiții când dai bani este absolut uzual, mai ales că nu sunt condiții de dobânzi, sunt condiții de a face ca niște instituții din Republica Moldova să funcționeze. Vă referiți la președintele Băncii Naționale? Nu, nu, mă refer chiar la președintele Republicii Moldova. Nu cred că până când nu se limpezește cine va fi președintele Republicii Moldova, până când nu se limpezește cât de stabil este acest guvern, veți avea vreo misiune a Fondului Monetar Internațional la Chișinău. Vreau să ne înțelegem foarte bine. Știu exigențele acestor instituții. Deci, deocamdată, singura sursă certă de finanțare rămâne România. Place, nu place, asta este.